Bacău. Poliția a fost sesizată despre faptul că pe o potecă ce leagă satul Șcubieni, traversează râul Bașeu, este înjunghiată o fetiță de 10 ani. De prăsul la fața locului s-au constatat cele sesizate se confirmă, au ajuns și ambulanța între timp care a constatat decesul. Iar din verificările efectuate până acum s-a stabilit că un tânăr de 15 ani, pe fondul unui conflict spontan, mă gândesc, nu s-a stabilit încă care este cauza, a lovit-o pe fată de 10 ani cu cuțitul în zona toracică, aceasta decedând. Cazul este preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, urmând să se continue cercetările și în funcție de concluziile medico-legale și cele stabilite și să se încadreze juridic faptul.